Salutare tuturor și bun venit la rubrica Părerea specialistului de la practică la teorie. Alături de mine este psihologul Carmen Grigorescu-Hotar, care va fi lângă mine, va observa ceea ce lucrez, iar după exercițiul meu va transmite către voi informații prețioase, valoroase despre beneficiile care se ascund în spatele exercițiilor muzicale. Pentru astăzi am prezentat un instrument vesel, un instrument gălăcios spre neplăcerea părinților, să spun așa, însă cu acest instrument putem face minuni în dezvoltarea copiilor, așa că haideți să vedeți când și cum îl putem folosi. Pentru astăzi vă prezint un exercițiu, pentru rubricile următoare vi-l voi prezenta și în alte forme. Suntem la treabă? Sigur! Hai să vedem! Carmen, spune-mi, te rog, că nu e doar despre gălăgie. Spune-mi că nu a fost doar despre zdrângănitul acesta în creier și spune-mi că ai notat ceva beneficii acolo. Zornăit, nu, noi ca părinți nu vrem asta, numai că aici la Gianina totul are un sens, aici, nu? Aici au voie, da? Da, aici au voie și nu acasă. Sigur că da. În cazul exercițiului de față, copiii vor bate în sincron un anumit ritm și se vor opri la fel în sincron. Ei vor învăța să facă chestia asta în grup, da? Și vor îmbunătăți această abilitate. Vor avea această atenție distributivă pentru că toți vor face același lucru și vor ține ritmul. Și am mai notat eu aici îmbunătățirea răspunsului la ascultare, pentru că de foarte multe ori copiii vorbești cu ei și sunt așa, cu ochii peste tot. Ei uneori te aud, alteori nu te aud. Aici sunt foarte, foarte atenți la instrucțiunea pe care o dă Gianina, la modul în care ei s-o imite și atunci lucrurile ies minunat, nu? Exact. Câte beneficii dintr-o zornăitoare din asta care ne poate... Ne poate pune părul pe bigudiuri. Exact, părul pe bigudiuri, da. Trebuie să vedem însă și beneficiile acestor jucărioare, care nu sunt nici de lemn, nici Montessori, pentru că mai greu să găsești tamburină de lemn, pentru că sunt din metal aceste accesorii ale ei, dar mie îmi place să văd beneficii în orice tip de exercițiu, în orice tip de activitate, fie că vorbim de muzică sau de prezența copiilor, la alt tip de activitate, că vorbim despre engleză, desen, ateliere senzoriale, îmi place să cred că fiecare copil își are locul undeva și rezonează cu ceva. Și faptul că noi expunem aceste exerciții și pe fundal este o melodie, ei nu simt deloc că lucrează, ceea ce este minunat. Ne atingem obiectivele. Atât noi cât și ei. Ei se distrează, corect, iar noi reușim să ajutăm la procesul lor de dezvoltare. Mulțumesc, Carmen, încă o dată. E o bucurie ca de fiecare dată să te am lângă mine și să mă explici atât de frumos, cum eu nu prea știu, aceste beneficii extraordinare pe care muzica și exercițiile muzicale le aduc vieții noastre. În încheiere, ca de fiecare dată, te rog, Carmen, să ne spui unde te găsim și cum dăm de tine dacă vrem să lucrăm cu tine în calitate de psiholog logoped. Mă puteți găsi pe rețelele de socializare Facebook și Instagram cu numele meu, Carmen Grigorescu, la Clinica Medicum din Floreasca și pe site-ul meu, carmengrigorescu.ro. Minunat! Mulțumesc încă o dată că ai fost și azi alături de mine și țineți aproape că nu ne oprim aici. O zi minunată! Pa!